Bun găsit la știri, Dorin, care sunt cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim. Cerul s-a negrit la orele amiezii, iar timp de 15 minute furtuna care s-a bătut asupra județului a măturat tot ce a prins în cale. Zeci de copaci au fost rupți și puși la pământ. Codul portocaliu pentru zona noastră a fost primit cu puțin timp înainte de a începe furtuna de către administrația locală, care acum umblă pentru a remedia cât de repede se poate problemele apărute. Canalizarea a fost înfundată pe mai multe străzi, copaci au început să fie ridicați pentru fluidizarea traficului, iar apa din curțile gospodarilor este scoasă de pompierii chemați de urgență la fața locului. Viceprimarul municipiului Gabriela Nedelcu a pus numărul de telefon la dispoziție pentru a fi semnalate problemele. Detalii găsiți pe site-ul vtv.info. A plouat în rafale timp de 15 minute în județul Iași la orele amiezii, iar în mai multe localități unde au căzut precipitațiile abundente s-au semnalat rupturi de copaci sau alte distrugeri. În Pașcani a fost emis cod portocaliu de furtună și cantități de apă foarte mari. Pe strada Gării mai mulți copaci au fost doborâți. În urma acestei stări, mai mulți copaci au fost dobărâți la pământ și în mod special cei de pe strada Gării, acolo unde se lucrează și s-a intervenit la scoaterea bordurilor și a trotuarelor. Probabil că n-au mai fost la fel de bine ancorați și sunt acolo căzuți în jur de 8 copaci. De asemenea, și în centrul orașului, crengi mari din Castan nu au mai rezistat și au pocnit. Nu au fost înregistrate pagube majore, însă pompierii și muncitorii de la Salubritate și Gospodărie Comunală au încercat să remedieze problema cât mai repede. De asemenea, am mai avut probleme pe strada Moldovei, unde deja s-a rezolvat această problemă, la intrarea în Boșteni, unde intervin acum pompierii. Probleme sunt și la gospodării, dar și pe raza municipiului, acolo unde canalizarea nu a mai făcut față. Echipe operative de la Pavital sunt și ele pe teren. Suntem cu toții într-o echipă mobilizați, suntem pe teren, identificăm situațiile care trebuie remediate, lucrăm în colaborare atât cu pompierii, cât și cu apa vital, pentru că avem și probleme la canalizare. Ținem legătura unii cu alții, Ecosalubritatea, vrem să intervină imediat ca să curățăm și să degajăm căile de acces. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române a informat că la ora 14:20 circulația feroviară a fost oprită în județul Iași pe magistrala 500 în zona localității Pașcani din cauza unor copaci care au căzut pe linia de cale ferată, blocând astfel traseul trenului 1752 care circula pe ruta Suceava-București. De asemenea, din aceleași motive a fost blocat și E85 între localitățile Miroslovești și Ciohoron la kilometru 364. În prezent, la fața locului există utilaje pentru ridicarea copacilor căzuți în vederea reluării atât a traficului rutier cât și a celui feroviar. Legislativul pășcănean se întrunește în ședință ordinară joi 29 iunie de la ora 10. Pe ordinea de zi sunt înscrise doar 8 proiecte de hotărâre, 2 inițiate de viceprimarul Gabriela Nedelcu, 2 de consilierii din opoziție, iar restul de primarul Dumitru Pantaz. Ședința va debuta cu aprobarea premierii șefilor de promoții de la școlile din Pașcani. Este vorba despre 13 elevi cu rezultate excepționale la învățătură, care vor primi câte un premiu de 1000 de lei. De asemenea, pe ordinea de zi se află proiectul privind înființarea la Pașcani a unui punct de recoltare a sângelui, inițiat de consilierul PMP Sorin Olariu, precum și regulamentul privind ridicarea mașinilor abandonate pe domeniul public, inițiat de consilierii locali. Activitatea ar urma să fie prestată de PSA Pașcani, societate rămasă fără obiect de activitate după delegarea serviciilor de apă și canalizare. În aceeași ședință se va discuta din nou proiectul privind majorarea prețului pentru serviciile de salubritate pentru acoperirea cheltuielilor de depozitare a gunoiului la depozitul ecologic de la Iași, dar și a majorărilor salariale. Este bună în acest weekend anunțat canicular de meteorolog, se deschide strandul municipal, doritorii sunt așteptați la scăldat, accesul la piscină fiind gratuit. Apa din bazin o să fie mai rece decât de obicei, asta pentru că abia s-a dat drumul la robinet și în următoarea perioadă urmează să mai fie achiziționate șezlonguri și umbrele. De sâmbătă, 24 iunie, liber la strandul din Pașcani. Locația de bălăceală va fi deschisă pentru publicul larg. Cel mai important lucru de știut este faptul că intrarea va fi liberă în acest weekend pentru toți doritorii care vor trece pragul. Începând de sâmbătă, strandul municipal va fi deschis pentru sezonul de vară, cu o mică întârziere, ce este drept. Intrarea va fi gratis sâmbătă și duminică pentru toată lumea, asta ca un fel de cadou din partea administrației locale după ce am întârziat cu deschiderea strandului și în acest an.
Se lucrează de zori în aceste zile la ștrandul municipal. Astăzi, la amiază, muncitorii puneau la punct ultimele detalii și reparații la ce mai este nevoie. A fost și revopsit bazinul, iar apa va fi la fel de cristalină ca în ultimii ani datorită substanțelor ce au fost achiziționate. A fost vopsit, după cum vedeți, bazinul, a mai fost vopsit și fundul acolo unde a necesitat intervenția noastră cu vopsea. Se lucrează astăzi și inclusiv mâine, mai au de lucru de reparat cabinele unde se schimbă tinerii, oamenii care vin la ștrand, și mai este de lucrat și la partea de lemnărie din prejurul ștrandului. Vom vedea dacă vom reuși să terminăm această parte până deschidem, dacă nu, în momentul în care se va închide de pe o zi pe alta ștrandul, atunci se va mai interveni și cu partea de lemn. La fel ca până acum, clienții vor avea șezlonguri și umbrele, o parte din ele urmând să fie achiziționate, grupuri sanitare, un mic parc pentru copii cu scrângeve, dușuri. S-au pus șezlongurile, mai avem de achiziționat o serie de umbrele, pentru că umbrele din anii trecuți sunt date la casat, nu mai pot fi folosite decât un sfert din ele și n-are sens să pui un sfert umbrele și restul să lași fără. În rest, toaletele sunt pregătite corespunzător, totul este funcționabil din punctul ăsta de vedere, substanțele au ajuns și ele pentru apă. Legat de umplerea ștrandului, cel mai probabil sâmbătă și duminică nu va fi plin bazinul cu apă, dar credem noi că se va aduna suficientă apă cât să poată bălăci lumea. Prețul biletelor de acces la ștrand va fi la fel, de 10 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Persoanele cu handicap și veteranii de război beneficiază de gratuitate. Ștrandul din Pașcan va fi deschis pe toată perioada sezonului cald, de marți până duminică între orele 10-20, iar luni de la ora 12. Anul trecut ștrandul a fost deschis pe 27 iunie. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și al Bucovinei vine la sfârșitul săptămânii în comuna Scobinț. Administrația locală a ridicat un monument în cinstea eroilor căzuți pe câmpul de luptă în urmă cu sute de ani, iar în alta față bisericească va sfinți acel loc, amenajat la intrarea în comună în satul Fetești. Duminică 25 iunie va fi zi importantă în comuna Scobinț. În al preasfințitul Teofan, mitropolitul Moldovei și al Bucovinei va veni în satul Fetești, unde va sfinți un monument comemorativ al eroilor. Slujba religioasă, la care va participa și un sobor de preoți, va începe de dimineață de la ora 8. La orele 8 va avea loc sfințirea monumentului ridicat în cinstea eroilor care au căzut acum 400 de ani la podului Pontuș și va fi sfințit de înalt preasfinția sa mitropolitul Moldovei și Bucovinei Teofan. Administrația locală a ridicat o cruce de dimensiuni impresionante din marmură în amintirea ostașilor care au murit în bătălia 1616 la podul lui Contaș în apropierea orașului Hârlău. Ea a fost montată mai de mult, dar mai sunt câteva lucruri de făcut, inclusiv de montat, de pus gazon, de montat niște plăcuțe cu istoricul. Localnicii și oamenii din preajma comunei sunt așteptați în număr cât mai mare la eveniment. Potrivit paginilor de istorie, ultima bătălie medievală ce a avut loc pe acele meleaguri a fost în luna august anul 1616. A avut și o importanță foarte mare, deoarece după câțiva ani Hârlăul devine capitala Moldovei. Elevii din satele comunei Tristești ar putea avea din această toamnă o școală modernă. Administrația locală a primit finanțare de la Ministerul Dezvoltării pentru a repara și moderniza sediul unității de învățământ din centrul localității de reședință. Va fi schimbat acoperișul, tâmplăria, instalațiile sanitare și de încălzire și se vor face dotărnări. Școala profesională din localitatea Cristești ar putea intra în proces de modernizare în următoarele săptămâni. Primăria organizează licitație pentru găsirea unei firme care a reabilitat sediul construit în 1969. Proiectul a primit finanțare de la Ministerul Dezvoltării în valoare de 860.000 de euro. Avem un proiect depus la Ministerul Dezvoltării în valoare de 860.000 de euro. Este acum în procedură de licitație. Au făcut firmele care s-au înscris, au făcut contestații. Așteptăm ca săptămâna viitoare să ne vină răspunsul de la CNSC București și atunci declarăm firma câștigătoare și să apuce de treabă. Noi
Edilul comunei Constantin Bolohan speră ca în următoarele săptămâni să fie desemnat câștigătorul licitației, iar lucrările să înceapă pentru a fi finalizate până în toamna acestui an. Intenționăm să lucrăm cât mai repede, să prindă perioada de vară, ca să putem, eu știu, pe 15 septembrie, copiii să învețe, să-i băgăm în școală reabilitată. Dar vedeți dumneavoastră că legile astea, legea achizițiilor publice în România, este foarte complicată și poate să facă fiecare constructor, poate să facă contestații. Și urmează 15 zile, urmează 30 zile până ce primești de la cine se aceea București. Eu sper ca în maxim 2 săptămâni de zile să putem declara firma câștigătoare și să apuce de treabă. Va fi schimbat acoperișul, instalațiile sanitare și de încălzire, se va face un grup sanitar în interiorul clădirii, iar școala va primi calculatoare și mobilier școlar nou. O să, deci, la școala profesională care este construită în anul 69, deci este destul de veche, este degradată și în exterior și în interior, o să facem, pentru că plafoane sunt făcute din stufit, acum o să le facem din, să punem plăci de beton, o să facem acoperișul, care e foarte important, că tabla este ruginită și plouânea. O să facem interioare și exterioarele, dar cel mai important este că am primit finanțare și pentru dotare la școală, da? Asta înseamnă calculatoare, asta înseamnă mobilier școlar, înseamnă tot ce trebuie. Deci... Menționăm că la licitația pentru modernizarea sediului școlii au fost înscrise 6 firme participante. În primă fază a fost făcută o contestație, iar administrația locală așteaptă desemnarea câștigătorului. Liceul Special Moldova din Târgu Frumos s-a înscris în competiția celor mai bune proiecte derulate în cadrul săptămânii școală altfel organizat de Ministerul Educației. Până la sfârșitul săptămânii puteți vota acest proiect pentru a ajuta pe elevii nevăzători să se claseze pe primul loc în țară. Activitatea cu care îi se mândresc este una sportivă adaptată tinerilor cu deficiențe. Ministerul Educației premiază cele mai bune proiecte desfășurate în cadrul săptămânii școală altfel. Să știi mai multe, să fii mai bun. În cursa pentru cea mai bună activitate s-a înscris și Liceul Special Moldova din Târgu Frumos cu un proiect sportiv. Elevii nevăzători au participat timp de mai multe zile la escaladă, golbel, popice și darts. Prin aceste activități au putut să-și exerseze abilitățile tactile și capacitățile de învățare, memorie, orientare, descoperire și motricitate, să ofere încredere specialistului care a îndrumat pe parcursul traseului, dar și în propria persoană. Proiectul cuprinde mai multe activități care s-au desfășurat în perioada școlii altfel, în 22-26 mai, la Liceul Special Moldova. Copiii au fost antrenați în mai multe sporturi adaptate elevilor cu deficiențe de vedere. Noi ne dorim foarte mult să câștigăm, pentru că este sunt toate la un loc proiecte deosebite, altfel de sporturi adaptate acestor copii și s-au depus eforturi deosebite din partea cadrelor didactice pentru a face activități cât mai frumoase cu copiii și ieșite un pic din comun. Pentru a-i ajuta să câștige, trebuie să intrați pe site-ul Ministerului și să-i votați până pe data de 25 iunie, la miezul nopții. Că o activitate deosebită, și anume sporturi adaptate pentru elevii cu deficiențe de vedere, să voteze pe link-ul pe care Ministerul a așezat aceste activități. Activitatea poate fi văzută și pe site-ul școlii și pe Facebook-ul Liceului Moldova și vă invităm pe toți să votați, alegeți activități în domeniul sportiv, acolo județul Iași, și după aceea, dând adresa de e-mail, puteți vota. Voturile dumneavoastră vor conta în proporție de 30%, iar 70% va fi nota evaluării proiectului de către organizatori.
Fă parte din echipa BIT TV. Echipa de vară la BIT TV poartă numele celui mai nou proiect inițiat de televiziunea locală. Dacă ai timp în această vară, vino câteva ore pe zi la redacția BIT TV pe parcursul lunii iulie. Aici ai șansa să lucrezi alături de o echipă dinamică, să înveți să fii reporter sau operator de imagine într-o televiziune. Munca ta va fi apreciată de telespectatori și recunoscută printr-un certificat de voluntariat pe care îl vei primi la sfârșitul stagiului. În această vară, fă parte din echipa BIT TV. Ești curios, la zi cu tot ce se întâmplă, pasionat de un anumit domeniu, ai acum ocazia să faci parte dintr-un program de voluntariat inițiat de televiziunea locală care îți pune la dispoziție toate cele necesare pentru a fi reporter și sau cameraman de vară. Programul se desfășoară pe parcursul lunii iulie și se adresează mai ales elevilor. Trebuie să fii curios și responsabil și să-ți placă ce faci. Ia legătura cu echipa BIT TV și îți stăm la dispoziție cu răspunsuri la întrebările tale. La finalul stagiului de voluntariat vei primi un certificat care să ateste experiența acumulată și un dosar cu toată munca ta. Noi te așteptăm, nu rata această ocazie. Cererile de înscriere pot fi trimise pe adresa de e-mail bittv@yahoo.com. Relații la numărul de telefon 0787511017. Se anunță un weekend frumos cu vreme bună, soare și multe evenimente de anvergură la 80 de kilometri de Pașcani, mai exact la Iași. Dacă vreți să vă distrați și să ascultați muzică de calitate, nu trebuie să ratați festivalul After Hills, ce va avea loc între 23 și 25 iunie în zona Șesbachului. Printre numele mari care vor concentra se numără și ATB, John Newman și Carla Streams. Cei care sunt veșnic îndrăgostiți de folclor au ocazia să intre în cartea recordurilor. Cum? Participând la România autentică. Pe pietonalul Ștefan cel Mare sunt așteptați mii de trecători îmbrăcați în ieși și artiști populari de renume. Nu știți ce să faceți în weekend? Haideți la Iași! Capitala Moldovei, la o distanță de 80 de kilometri de Pașcani, va fi plină în acest sfârșit de săptămână de evenimente de anvergură. De mâine și până duminică începe festivalul After Hills, ce va avea loc în zona Șesbachului. Sunt așteptați peste 100.000 de spectatori. Biletele pornesc de la 149 de lei, un abonament studențesc și până la 449 de lei în zona VIP pentru cele 3 zile ale festivalului. Le puteți cumpăra online de pe mai multe site-uri. Vor concerta artiști consacrați pe cum ATB, John Newman, Bob Sinclair sau Carla's Dreams. Salut, suntem formația Sofistu. Vă așteptăm pe 23 iunie la After Hills. Cei care vor să fie tradiționali și iubesc folclorul pot participa sâmbătă la România autentică. În ziua de Sânziene, Iașul vrea să intre în cartea recordurilor cu peste 10.000 de oameni îmbrăcați în ie. Pe parcursul zilei de sâmbătă, 24 iunie, începând cu orele 1, să zicem, până spre seară, cred că spre orele 23, vom avea un desant, că se folosește în ultima vreme, de cântăresc de muzică populară autentică românească. Pe pietonalul Ștefan cel Mare spre seară va face spectacol Orchestra de Lăutari și Nicolae Botgros, Ion Paladi, Sofia Vicoveanca, ansamblul Floricica de la Munte și mulți alți artiști. Nu este de ratat nici Târgul Național de Ceramică Cucuten 5000. Evenimentul va avea loc mâine de la orele 11.30. Meșterii din toată țara și de peste granițe vor expune în perioada 23-25 iunie în Parcul Copou. Dosare penale pentru doi bărbați care au fost identificați ca fiind autorii unor furturi, chiar dacă bunurile au fost recuperate, unul a intrat într-o locuință din Pașcani, iar altul într-o societate. Oamenii legii continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate ce și cum s-a întâmplat. Ziua de joi a fost una bună pentru polițiști. Ei au prins doi hoți. Unul dintre ei a comis o faptă în Pașcani. Polițiștii au identificat un bărbat de 40 de ani din municipiul Pașcani, bănuit pe comiterea unei infracțiuni de furt calificat. Astfel, la data de 25-5 anul curent, acesta ar fi pătruns într-o locuință situată pe raza municipiului Pașcani, de unde ar fi sustras un telefon mobil, cauzând un prejudiciu de aproximativ 500 de lei. Cercetările continuă în vederea stabilirii întregii situații, de fapt, urmând ca la finalizarea acestora dosarul penal întocmit să fie înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani cu propuneri legale.
Tot ieri, polițiștii din Târgu Frumos au identificat un bărbat de 34 de ani din comuna Ion Neculce, bănuit de comiterea unei infracțiuni de furt calificat. El ar fi sustras din incinta unei societăți comerciale din orașul Târgu Frumos un distribuitor de tractor, cauzând un prejudiciu de aproximativ 1000 de lei, ce a fost recuperat. Cercetările continuă, urmând ca la finalizarea acestor dosare penale întocmite să fie prezentate parchetului de pe lângă judecătoria Pașcani cu propuneri legale. Din nou, medalii pentru atleții din Pașcan, coordonați și instruiți de profesorul Mihai Vicovan, adolescenții din oraș aduc premii după premii, reușind să facă numele localității cunoscut la nivel mare. Și de această dată, Iustina Berbeci a fost cea mai bună, reușind să obțină 2 medalii de aur. Atleții pășcăneni au reușit încă o dată să se claseze pe cele mai fruntașe locuri la campionatul național ce a avut loc la sfârșitul săptămânii trecute la București. Iustina Berbecea, legitimată la Clubul Sportiv Municipal din oraș, a câștigat titlul de campioană națională încă o dată. S-a întors acasă cu 2 medalii de aur la 2 probe din cadrul concursului. Și Ștefan Ciobanu a câștigat 2 medalii, una de argint și una de bronz la aruncarea discului și a greutății. De asemenea, ceilalți sportivi de la CSM Pașcan care au participat la competiție s-au clasat în primele 9 locuri. Menționăm că următoarea competiție la care va participa și o sportivă din Pașcan, Daniela Maftei, este finala campionatului național de junior 2, ce va avea loc pe 24 și 25 iunie la Pitești. Sâmbătă, 24 iunie, vremea va fi călduroasă în majoritatea zonelor țării, pe arii restrânse caniculare după amiaza în regiunile sud-vestice și sudice, unde și disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea și izolat în zona montană. În a doua parte a zilei vor fi ploi de scurtă durată și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat cu unele intensificări pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 27 și 36 de grade. Duminică, 25 iunie, vremea se va menține călduroasă în cea mai mare parte a țării, caniculară după amiaza, îndeosebi în regiunile vestice și de sud-vest. Cerul va fi variabil la senin pe parcursul zilei, însă treptat, în special după orele serii, temporar în orările se vor accentua mai ales în vestul și nord-vestul țării și local se vor semnala averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului, posibil și cu aspect de vijelie. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 28 și 36 de grade, iar cele minime între 14 și 22 de grade. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Rămâneți pe TV Bit pentru a urmări programul nostru. Noi ne revedem luni la aceeași oră. Nu uitați că puteți comenta și dezbate cele mai importante evenimente din Pașcan, Târgu Frumos, Hârlău și comunele din împrejurim pe site-ul bittv.info, acolo unde veți găsi și publicitate și anunțuri, materialele video le găsiți pe canalul de YouTube cu același nume, suntem și pe Facebook. Sunt Dana Ursuleasa și vă mulțumesc pentru atenția cu care ne urmăriți. Un sfârșit de săptămână cât mai frumos!